Denisa, am 12 ani și tatăl meu este prieten cu antrenorul de la echipă. De cât timp joci și cum sunt antrenamentele? Antrenamentele sunt destul de grele. Joc cam de 3 luni, că cam atunci s-a înființat echipa. Ok, ce speranțe ai pentru viitor? Să fim cât mai multe fete și să ne înțelegem foarte bine între noi. Numele este Șorbaș Andreea, am 14 ani și a fost o pasiune de când eram mică. Ați jucat la bloc cu prietenele, cu colegii? Da, de când eram mică, un antrenor. Okay, și ce ai zis când a apărut aici la Gherlau echipă? M-am bucurat foarte tare și abia am așteptat să vii la primul antrenament. Okay. E greu? Cum e? E destul de greu, adică lucrăm destul de intensiv. Ați avut până acum meciuri sau doar voi între voi? Doar noi între noi, dar urmează mai multe. Te gândești și pe viitor să urmezi o carieră în domeniu? Da, normal. Cât de departe te gândești să ajungi? Nu știu, dar foarte departe. Mă numesc Câmpian Diana, am 15 ani și tot a început vara. Ne-am hotărât mai multe fete, 5 mai exact, să venim, veneam în fiecare zi și ne jucam cu mingea și am vorbit cu domnul antrenor și i-am spus, hai te rog să facem o echipă, să încercăm să ne adunăm și a vorbit cu domnul Chilin și ne-a spus că o să se facă o adunare și să încercăm să, și să ne adunăm toate și așa. Și acum ne-au făcut legitimații și chiar o devenit realitate acest vis și super. Câte fete ați ajuns acum să jucați? 20. Suntem 20 de fete. Ce spun băieții care vă văd că jucați fotbal? S-ar spune mai degrabă că este un sport pentru băieți, nu pentru fete. Păi, nu știu, unii șocați cum ar veni, adică nu toți se așteaptă la fete, la niște fete ca noi să ne vadă pe teren, așa, da? Mulți ne încurajează, foarte mulți ne încurajează, mai ales băieții de la club. Sunt tot timpul, ne încurajează, ne ajută unde... Super. Mă numesc Palubi Eliza și am 15 ani. Eu am ajuns să joc fotbal prin intermediul fetelor care mă chemau să ne jucăm pe stadion. Se întâmplă ca jucătorii de multe ori să rănesc pe teren. La voi cum e? Păi la noi, așa în echipă, obișnim să nu ne lovim sau să suntem foarte vijuli. Puteți atente una cu alta pe teren. Da, dar sperăm să nu ajungem la cazuri extreme, la meciuri, dar dacă o să se întâmple, o să ne revenim. Ok, joci pe teren pe o poziție anume? Da, eu sunt fundaș dreapta. Mă gândesc să ajung un pic mai departe și sper că acest vis să mi se îndeplinească. Mă numesc Alma Hrubana, am 15 ani și am ajuns să joc fotbal fiindcă tot timpul mi-a plăcut fotbalul și de anul trecut, când m-am uitat la campionatul UEFA, nu știu, pur și simplu m-am îndrăgostit de fotbal și, nu știu, e foarte fain și atunci când te privezi băieți, atunci când joci și, nu știu, e o senzație foarte faină. Ok, de cât timp joci? Și când eram mai mică, jucam, mă duceam cu tatăl la stadion sau cu frații mei și mă jucam. Ce spun familia, ce spun prietenii tăi despre tine că joci fotbal? Păi, unii prieteni râd de mine, zic că nu o să ajung nicăieri, că n-am potențial, dar familia tot timpul mă încurajează și mă îndrumă spre ce vreau și no, fac tot posibilul ca să iasă visul ăsta. Acum 3 luni de zile, câteva fete din oraș au venit la stadion și m-au întrebat că doresc să fac o echipă de fotbal de fete. Am vorbit cu președintele clubului Chilin Ciobi să facem o echipă de fete la club. Și abia fost de acord și a fost foarte încântat. Și am început să strângem fetele din municipiul Gherla și din satele, din comunele de lângă Gherla. Câte fete ați reușit să strângeți? De unde sunt? La început am strâns în jur de 11 fete. Din Livada, din Bont și din Gherla. De ce vârste? Vârsta 14, 15 și 16 ani. După care, colegele de clasă și prietenii de-a fetelor au întrebat dacă mai sunt locuri la echipa de fotbal. La echipa de fotbal poate să vină oricine și
dintre fete orice, fără bani, fără costuri, fiindcă este un club la lui Olimpia care susține echipa de fete. Momentan avem 19 fete cu legitimații Olimpia Gherla. Încercăm să mai aducem încă 2-3 fete, să fim un lot de 21 de jucătoare cu care să putem merge să jucăm în campionat la anul, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu și suntem sănătoși. Este foarte greu să strângi 18-19 jucătoare de fotbal, le zicem noi acum, au fost începătoare, să joace fotbal și în primul rând nu au fost echipament, n-au avut ghete. Am început pe teren cu Adidas de oraș. Fiecare acum au început să-și mai cumpere câte o perete de ghete. Un echipament am încercat și le-am găsit și noi de la club. Este foarte greu, fiindcă fetele n-au știut deloc fotbal. Pur și simplu am început de la zero cu ele. Au trecut deja câteva luni de când vă ocupați de fete, se văd rezultatele, cum se comportă pe teren. Din partea mea au progresat foarte mult fetele. La ora actuală pot să zic că sunt cel puțin 10, 11, poate chiar 12 jucătoare care ascultă, știu ce au de făcut și se văd rezultatele. Au venit chiar și de 3-4 ori pe săptămână la antrenament. Dacă ar fi după ele, poate în fiecare zi. O să avem primul meci amical cu Olimpia de la Cluj, data de 19. Se joacă pe Ardealul, în Cluj. Acum fetele sunt pregătite, nu 100%, dar pregătite pentru a-și măsura forțele cu echipa de la Olimpia. Și să sperăm că o să iasă bine.